Antrenorul Dan Alexa s-a despărțit totuși de Dunărea Călărași, echipă pe care a condus-o în calitate de antrenor principal încă din august 2017, când echipa evolua în Liga a doua. Deși săptămâna trecută și-a asumat retrogradarea, iar ulterior, printr-un comunicat de presă, a fost anunțată continuarea activității sale la Clubul Dunărea, miercuri 12 iunie, pe site-ul clubului călărășan a apărut informația potrivit căreia Alexa a plecat de la Dunărea. Vreau să am vrut foarte mult și am ținut să țin la conferința asta de presă, pentru că așa mi s-a părut normal să am o reacție la acest eșec, pentru că până la urmă a fost un eșec. Așa cum a spus și Florin, nu cred că e important ce s-a întâmplat în ultimele meciuri. Aș vrea să vorbesc despre tot ceea ce s-a întâmplat în anul ăsta. Am vrut să vin în fața voastră pentru a mă asuma total ce retrogradarea asta. Sigur, sunt anumite circunstanțe, dar nu contează. Am văzut și m-am simțit dator față de oamenii care au făcut foarte mare eforturi pentru ca lucrurile să meargă bine. Am avut sprijin din partea conducerii, am avut sprijin din partea galeriei, care le mulțumesc din suflet, și a dumneavoastră, pentru că am simțit tot timpul că sunteți pozitivi în niște condiții foarte grele, pentru că atunci când retrogradezi, normal că rezultatele nu sunt așa cum mi-am fi dorit. Am vrut să vin în fața lumii și să spun exact, să aștept întrebările voastre, vă răspund la absolut orice, dar plec din punctul, plec de aici. Retrogradarea asta este a lui Dan Alexa. Sigur, mi-aș fi dorit și eu să pot să am buget mai mare, să pot să aduc al jucător, dar știam cât este. Am retrogradat, țin foarte mult să-i mulțumesc lui Florin, pentru că Florin a plecat la drum acum 2 ani, lui Vasile Iuță, pentru că n-a fost problema să nu rezolve, și lui Edilu Gramă, cu care am avut așa o colaborare foarte bună în ultimul timp, și care a reușit să, și cu eforturi mari, pentru că nu e ușor să ții echipă de Liga 1 cu cel mai mic buget, cu probleme care au fost la buget, cu mulți jucători veniți noi străini. Am reușit să am niște din punctul ăsta de vedere lucruri rar ce se întâmplă în România. Vreau să mulțumesc și tuturor. Sigur, dezamăgirea a fost când am început să fiu înjurat, dar îi înțeleg și din punctul meu de vedere pe cei care m-au înjurat. Nu e niciun fel de rancune. E un sentiment. Am ridicat nivelul acum un an și trebuie să ne menținem acolo. N-am niciun fel de supărare. Înțeleg absolut totul. Am făcut absolut foarte dezamăgit ca și antrenor. După un început foarte bun de carieră, o retrogradare înseamnă enorm și sufăr încă și o să sufăr. Cred că va avea mult timp și va pune amprenta asupra mea retrogradarea asta. Dar vreau să fiți convinși că am făcut absolut tot ce a depins de mine ca să reușim. Circumstanțele sunt o grămadă, că retrogradezi din 97. Poate așa a vrut Dumnezeu, când pierzi 6 meciuri după 90. Parcă tot a fost așa să retrogradeze echipa asta. Au venit jucători mulți noi în iarnă, din păcate, și asta este adevărul crun, nimeni n-a vrut să vină la Călăraș. Pentru că Călărașul în fotbal românesc spune foarte puține. Am reușit la 5 jucători care nu mai aveau altă variantă. Adică noi ce am reușit să luăm pe ultima 100 de metri, pentru că trebuia să ne întărim cu lotul care am promovat. Credeți-mă, nu eram retrogradați mai din timp. Au venit jucători care nu jucaseră de mult. Nevoiți, da. Am sperat că din cei veniți, măcar 4-5 să joace la un nivel
bun și să ne ajute în, în pleu. Am văzut multe... am auzit, de fapt, că nu, nu eram Facebook. A fost așa o reacție vehementă asupra oamenilor care conduc. Îi rog și vreau să fie lucrurile clare. Nimeni nu are nicio vină. Și o să pun toată responsabilitatea. Oamenii care au fost în echipă au încercat să, să asigure condiții. Vinovatul sunt, sunt eu. Întrebări? Dacă domnul Alexa de la Călăraș? Eu cu domnul, cu, la fel nu ascund, sunt, sunt în negocieri cu echipa de Liga 1. N-am vorbit cu domnul Iliuță, vreau să văd și punctul lui de vedere a dânsului, dacă va avea susținere, ca și până acum. Și de ce, de ce să, nu, să nu rămân? M-am legat foarte mult de, de Călăraș. În multe momente m-am simțit mai călărășean decât alții care au s-au născut aici. Voi vorbi cu, cu dânsul și să văd dacă, din ce am înțeles, dânsul este dispus, dar voi vedea exact zilele toate. Și ce jucător pleacă definitiv de la Călăraș? Pleacă mult. Mult. Câți rămân? 7. Putem să facem o echipă bună de Liga 2? Da, cu susținerea, cu susținerea lor, da. Pentru Călăraș, foarte important acum este ca cei care conduc să aibă reacții. Și la cum îi cunosc, cred că vor avea. Foarte important este pentru că anul la anul Liga 2 sunt cel puțin 4 echipe cu buget de peste 1,5 milioane care vor să promoveze și echipe de tradiție și va fi foarte greu. Atunci, în momentul aminte după meci cu, cu Dinamo, care a câștigat, a spus-o, nu o să mai fie Liga 1 la Călăraș. Zeci de ani. Îmi retrag asta, Doamne ferește, pentru că lumea începe să simte gustul, să simte gustul, să simte gustul Ligii 1. Am fost doar supărat în momentul în care a fost înjurat că gândiți-vă că știam că avem bugetul care l-avea echipa asta acum 3-4 ani, același buget, plus au fost drepturile TV pe care le-am adus noi în, în club, adică performanța era față de ce a fost uriașă și asta este adevărul, pentru că eu știu foarte bine ce am găsit aici. Am simțit-o așa ca o, ca o lipsă de respect, poate și din imaturitatea mea, că totuși sunt, nu sunt un om cu foarte multă experiență de, de viață, dar știți cum e, când iubești o echipă și ai trăit, mai înjuri, mai... Așa este că sunt. De-aia nici lucruri nu vreau să, să fiu supărat pe oameni care mă jurau, oamenii care s-au lepădat. Știți cum e, există viață și după o retrogradare. Există viață și, și fără Alexa, și fără Bișan, și fără Grama. Toate se pot regla. Important e că cei care dețin acum controlul să o facă ca până acum. Să fie implicați 100%. Pentru că vă zic ceva, este singura șansă ca la Călăraș să mai fie fost de performanță. Nu vreau să ajung aici, peste ani de zile, să vorbească de promovarea asta sau de anul ăsta de Liga 1 ca ceva, ceva istoric. Gândiți-vă că așa cum am fost noi, am bătut Steaua, am bătut Dinamo, am adus Nocturnă, au fost lucruri și bune anul ăsta, da. Știți cum e când tragi linie? Rezultatul final și asta e filozofia mea de viață. Până la urmă, rezultatul e tot ceea ce contează în viață. Apropo de negocierile cu echipa de Liga 1, n-am luat, nu, n-am luat niciodată, repet, vreau să vorbesc prea cu... cu domnul Iliuță, să văd cât e... Și vreau să vă întreb, dacă domnul Iliuță vă cere să rămâneți și vă promite același sprijin pe care l-ați avut până acum, abandonați negocierile cu Liga 1? Să vorbesc prea cu domnul Iliuță și atunci vă pot. Contractul cu Dunărea este reziliat? Nu.
Sub conducerea sa, echipa călărășană a promovat în premieră în prima ligă. În cele 33 de partide disputate în sezonul 2017-2018 din Liga a doua, Dunărea a obținut 27 de victorii, 5 egaluri și o înfrângere, terminând pe primul loc în clasament sub bagheta lui Alexa. În prima ligă, Alexa a coordonat Dunărea în 43 de partide, dintre care 40 în campionat și 3 în Cupa României. Pe site-ul clubului, conducerea executivă a AFC Dunărea Călăraș 2005 îi mulțumește lui Dan Alexa pentru munca depusă la Călăraș, încununată cu o promovare istorică în primul eșalon al țării în urmă cu un an. Și îi urează mult succes în continuare în carieră.